Dimineața de aici, din Cape McClear, nu mi-aduc aminte ce am filmat ieri, eram prea obosită, desigur se simte ultimele zile aici în Africa, am explorat așa cum se cuvine, am dormit foarte puțin, am mâncat și mai puțin decât trebuia, dar iată acum mă aflu într-un hostel, de fapt trebuia să am un pat într-un dormitor, dar ei mi-au dat chiar o cameră și mi-au dat o cameră doar pentru 9 euro, foarte puțin de tot. Uitați-vă, contextul este unul sălbatic, frumos, autentic, modest. Mergem cu motocicleta, deoarece nu merge nimeni aici cu mașina, ca toate mașinile din acolo. Dar noi mergem spre Mangochi, Mangochi spre Lyon. Hei, sper că mă auziți, este vânt. Eu am venit cu o doamnă europeană, dar de fapt ea este născută aici. Britanicii care au venit să colonizeze Africa și-au făcut vețele aici, unii în Zimbabwe, alții în Malawi, și această doamnă este născută aici, atât cât și părinții ei, deci sunt a treia generație. M-au luat un cuplu, de fapt o familie din Anglia, un cuplu cu doi copii. Ei locuiesc aici deoarece părinții, de fapt, predau engleza. Mi-au zis că călătoresc prin lume lucrând sau lucrează călătorind. Nu știu în ce sens, dar a fost foarte mișto cu mașina de ocazie, mai ales că bărbatul mi-a zis, când era și el tânăr, a mers cu mașina de ocazie și știe ce înseamnă atunci când cineva îți face un bine, dai și tu binele altcuiva. Iată așa, v-am zis eu, asta cam este misiunea mea, să vă arăt călătorind. Vreau să mă împart aici cu o poveste de dragoste pe care am auzit-o aici, unde mă aflu, în Monkey Bay. M-am întâlnit cu o fată din Olanda care s-a îndrăgostit de un băiat aici din Malawi. Dar povestea lor de dragoste este una foarte interesantă, deoarece ei nicicum nu erau să se întâlnească, nu erau predestinați să se întâlnească, dar cum s-a întâmplat? Chiar admir curajul acestor oameni care de 5 ani de zile sunt un adevărat cuplu, da, ei s-au căsătorit, dar iată că pe timpul acestei căsătorii ei trăiesc un coșmar. Un coșmar administrativ, deoarece este foarte dificil ca el să-și facă actele și să vină în Olanda, dar ea nu poate să lase munca și să vină aici în Malawi. Dar în același timp povestea lor de dragoste este una foarte interesantă, deoarece, vă ziceam, nu erau predestinați să se întâlnească. Ea muncește pentru o companie implicată în acel proiect care cu mulți ani urmă a avut loc aici în Malawi, și anume pentru, e vorba de filmarea unui film documentar ce ține de fauna, flora din parcurile naționale, și anume acest bărbat a fost filmat în acel film documentar. Deci doamna respectivă cumva cred că s-a îndrăgostit văzând doar filmul. Ea a avut ceva misiuni unde trebuia să ia contactul cu el, unde a trebuit să aibă grijă de el când a venit atunci
pentru lansarea filmului în Olanda. Cred că dragostea s-a ivit puțin câte puțin, apoi ea a venit aici în Malawi și l-a întâlnit din nou pe acest băiat și iată că așa s-au îndrăgostit unul de altul și s-au căsătorit. Dar iată că după 5 ani de zile de căsătorie, ei nu reușesc nicicum să locuiască împreună. Deci ea vine, cel maxim cred că a stat aici 9 luni, mai vine așa câte o lună, câteva săptămâni, mai stă cu el. A venit și el în Olanda, dar nicicum nu pot să reușească să fie 100% un cuplu. Mi-au povestit cu atâta haz, iar în același timp și tristețe, despre tot ce le se întâmplă și, într-adevăr, noi trăim într-un sistem care, iată, nu ne lasă să fim fericiți atunci când este vorba de dragoste. Mi-a plăcut să această poveste de dragoste și să mă împart cu voi. Wow, look at this beautiful light. Yeah. Golden hour. Are you fine? Is it good? My peanuts are better. And beer even better. Fresh. I think this one is male, and this one is female, isn't it? Both of them are male. Oh, the no! Yes, but sometimes they have, so I don't know. Yeah. No. There's no sometimes. If it depends if a male cheat on them. Oh, how many? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. There are some of them hidden. It seems like it's a bunch of them. Yeah. They eat too much. They're too. Yeah, they eat every green tree. Yeah, he told me yes. You see, he said yes, me. They are really doing this noise? Yes. Wow. They are not very friendly. They cannot be very aggressive, especially outside from the water. If you stand between the animal and the water, they yes. Be dangerous to the water, no? Yes. So don't stand between them. Yes. The Bluetooth device is connecting successfully. They run away. They're so cute. With the tails.
hop. Come here, I kiss you. This yes. This is a female. If you go like this, it's a male. It resembles their head. So this is the head of a male. It is always slanting. Yes. This is a female. It goes like this, an L. Oh, another one. Where? Oh, right. Because I couldn't see. it faces us. Let's go. I'm taking scared. Nu vă speriați, nu vă fac nimic. Ce spui tu? Nu te ascunde. Vine și spune, salut oameni buni! Bine ați venit pe canalul de YouTube al Călătoare în jurul lumii Natalia Ciobanu. Da, spune-le. Nu te ascunde. A venit de dimineața și reata și mă trezește la 5 dimineața. Noaptea dorm, dar dimineața... Nu te ascunde. Hai, vin încoace. Hai, când vorbeai mai din aur. Da, spune acolo. Ce-i acolo? Ce-ai găsit? Ți-i foame, așa? Văd că ți-i foame. Năstrușnicile de ele. Ce vrei tu de la mine? Hai, vin încoace. Ce spui tu? Ce spui tu? Salut! Și tu, ai venit să-mi zici la revedere înainte de a pleca? Da, iată așa ce înseamnă viața într-un parc național de aici. Așa am eu rămas bun de la Malawi. Pare să că ție-ți place de mine. A, unde? A vii spre mine. Păi da, ție-ți place mult mai mult de mine decât la urmăritorii de pe YouTube aici. Măcar am și eu un admirator. Gâză mică. Deci, capul nu este de crocodil. Ea ține așa picioruțele alea micuțe din medicamentele superioare, le ține așa, parcă ai zice că face un cap de crocodil. Dar capul ei este unul foarte micuț, uitați-vă și numai că când dau... Aia vine spre cameră. Uitați-vă și la ea. Îi place să pozeze. Zic că sunt o gâză mică? Păi ce vii la mine la gura mea? Gândacul ăsta îmi aduce aminte de copilăria mea și de perioada când mă uitam la teleenciclopedia și eram atât de fascinată de lumea animală. Prietenele mele, ce s-a întâmplat acolo? De ce sunteți atât de agitate? Ar fi un leu pe aici? Astăzi e o zi specifică pentru mine. Plec de pe continentul african, plec din Malawi și uitați-vă, a venit iarăși doamna, cred că mă însoțește până la poartă. Hei, vin încoace!
just to give you an offer. Okay, for 2,000. Yeah. They are not hidden. Yeah, it's hiding, but they are still coming. Uitați-vă aici, chiar în fața hotelului unde stau, de fapt în parc, am găsit lucruri foarte, foarte frumoase. Așa că am decis și eu să susțin puțin turismul local și zic puțin din puținul meu. Deci voi cumpăra pentru o prietenă, voi cumpăra această... Nu știu ce este, de ce se poate de făcut. E așa, o, să zicem, un suvenir. Și astea sunt pentru pahare, pentru căni. Deci, aceasta este făcut din lemn. Foarte frumos, îmi place foarte mult. Cu Big Five. Deci este un set de 6. Și asta este făcut din piatră. Cât pe ce să vă zic, la revedere din Malawi, dar am zis nu, trebuie numai decât să vă povestesc cum voi ajunge eu în capitală și anume la aeroport. Așa că, vedeți, deja sunt la jumătate de itinerariu între Lilongwe și Lilongwe. Da, și am fost foarte norocoasă, am mers deja cu două mașini diferite și nici nu am așteptat 5-10 minute maxim. Așa că sper să ajung cât mai repede și să am ceva timp poate să vizitez și capitala, iar de acolo să ajung la aeroportul care se află la o oră distanță de capitală. Cross the fingers! Știți, dragilor, mie nu-mi place să mă plâng. Întotdeauna încerc să găsesc o soluție și chiar când nu sunt mulțumită, încerc să merg mai departe. Și iată, la ceea ce nu m-am gândit niciodată, adică în orice caz nu acum, mai ales după banii pe care i-am plătit și mă gândeam, am mai mers cu am luat zboruri cu Kenya Airlines și Ethiopian Airlines, dar nu mă așteptam că voi avea așa mari probleme. Acum uitați-vă și voi, sunt aici noaptea într-un aeroport foarte mic, unde este totul închis. Abia m-au lăsat să intru în aeroport, mi-a zis, păi zborul tău este anulat, trebuie să vii mâine dimineață și ia-ți taxi și du-te în oraș, caută acolo un hotel și Kenya Airlines o să-ți-l plătească. Nu am nicio asigurare din această, zic, nu am nicio asigurare din partea acestei companii. Și uitați-vă cum mă sunt eu atacată, nu numai de muște, nici nu vă, să vă arăt, de fapt să vă arăt picioarele mele.
Să vă arăt, picioarele mele au fost toate pișcate de țânțari. Sunt țânțari aici enorm și sunt foarte agresivi. Acum am îmbătut și cu compania trip.com de la care am cumpărat biletele și ei mi-au zis că păi nu, cel mai bine este să te rambursezi și să-ți cumpere alt bilet. Măi, sunteți nebuni? Eu am plătit biletul ăsta deja 500 de euro, 477 și bănuți. Și acum dacă iau un zbor, în primul rând, nicicum nu ajung luni cum trebuia să ajung cu o zi și jumătate înainte de plecarea spre Papet, spre Tahiti. Și pe lângă asta trebuie să plătesc peste 800 de euro, deci dublu. Deci eu nu am plătit un zbor ca pe urmă să-l... și încă ceva. Nici nu sunt sigur că voi fi rambursată 100%. Și am zis, stați puțin, voi prestați asta, trebuie și voi, aveți și voi o responsabilitate oricare. Eu înțeleg că Kenya Airlines nu este o companie sigură, atunci voi, în general, nu vindeți biletele lor sau puneți acolo asigurare sau nu știu ce. În fine, deci m-am certat cu ei, le-am zis că am cheltuit foarte mulți bani cu ei și e adevărat, mii de euro am cheltuit cu ei pentru că sunt vreo 2-3 ani de când cumpăr cu ei și iată așa, desigur am făcut și un story pe Instagram, aștept, totuși mâine dimineața este un zbor la ora 8 spre Nairobi, apoi din Nairobi spre Addis Abeba. Deci nu știu cum voi reuși, pentru că știu, sigur, este o chestie care sunt atât de iritată și enervată și epuizată, pentru că am și mers cu mașina de ocazie 7 ore azi ca să ajung aici la aeroport, pentru ca să mi se întâmple așa ceva. Ce să facem? Așteptăm mâine dimineață și vedem dacă este vreo soluție. Revin. Plane number 7, 3, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Bună dimineața, lume! După ce am stat o noapte întreagă aici în aeroport, unde nu era nimeni de fapt și zborul a fost anulat, a fost o problemă tehnică, nu mai pot să vorbesc pentru că sunt obosită, am dormit doar jumătate de oră, dar acum îmi iau, vă arăt ce mănânc eu. Am un mic dejun care mi-a fost dat de Kenya Airlines. De fapt, ei au pus la dispoziția pasagerilor și cameră, doar că eu am venit la ora 8 și nu mai voiam să merg înapoi în oraș. Doar ce sunt 45 de minute și mă gândeam să mă întorc înapoi la 5 jumate. Voiam să văd agentul eu prima și să prind o variantă cât mai bună pentru mine, deoarece zborurile pe care mi le-au dat erau mult mai târziu decât al treilea segment de zbor, și anume cel care să ajungă în Paris. După o negociere cu un domn foarte amabil, care mi-a propus un alt zbor, și anume cu Ethiopian Airlines, mă bucur pentru acest parteneriat între aceste două companii, care mi-a permis să iau zborul și să ajung la timp în Paris. Kenya Airlines, nu mă așteptam. Nu știu dacă e din cauza companiei sau datorită domnului care a fost atât de profi și atât de amabil, politicos, și v-am zis ca oamenii din Malawi nu am văzut în altă parte a continentului african, dar într-adevăr este wow. Și abia aștept, am încă un prânz și pe urmă e îmbarcarea, merg, parc în Congo, este prima escală, apoi a doua escală în Addis Abeba și normal mâine trebuie să ajung de dimineață în Paris. Priza 1, priza 2. Deci Jumbo este, mă râd pentru că sunt obosită și am un râs de ala, știți, de nervi. Deci Jumbo este peștele din Malawi și uitați-vă, am avut și prânzul oferit de Kenya Airlines, așa că poftă mare mie și mergem spre Addis Abeba. La
revedere, Malawi, la revedere. Ce pot să zic? Felicitări acestor două companii care probabil au un parteneriat foarte interesant, în sensul că își lasă clienții de pe mâinile unei companii pe mâinile celelalte companii și asta este foarte fain, deoarece datorită acestui, cumva, acestei înțelegeri sau acestui contract între aceste două companii, mie mi-a mers ca să ajung în Addis Abeba la timp, la timpul necesar. Eu mă culc pentru că sunt foarte obosit.